Să ne-ați spus câteva desfășurări ale programului. Cum au primit tinerii? În ce număr au participat și care a fost impresia dumneavoastră despre părerea lor? Cred că cel mai bine va fi să așteptăm și sfârșitul acestei conferințe, pentru că avem în sală reprezentanții a cel puțin 2-3 grupuri țintă de tineri, unii de la SE, alții din Junior Achievement, Politehnică și așa mai departe, care ei vor spune spre finalul conferinței cu ce s-au ales, ce de pe urma acestei campanii, ce lucruri bune le-au adus sau ce ar mai fi dorit să capete ca informație și oportunități de pe urma acestei campanii. Noi credem că dincolo de statistici, care sunt încurajatoare, și asta mă gândesc la concursul online Viața pe net, desfășurat sigur împreună cu Hot News și cu Facebook și așa mai departe, care a avut un succes sigur așteptat în mare măsură, știm că au fost câteva mii de tineri implicați în diverse, să spunem, activități care au presupus conferințe, seminare, traininguri, maraton IT, vizite la firme de IT și așa mai departe. Deci, dincolo de statistici, în ultima instanță, senzația este că a fost interes mare din partea tinerilor și nu numai. Chiar și categorii atipice de persoane care nu prea lucrează cu calculatorul, și aici avem cazul celor care au participat la niște concursuri prin Biblionet și prin bibliotecile publice din România, și acolo a fost un interes deosebit pentru cei care doresc să identifice posibilitățile lor de a lucra cu calculatorul și de a se informa și a-și găsi locuri de muncă și așa mai departe. Deci gama a fost mai mare decât tineretul propriu-zis, care sigur a fost principala țintă, dar și categoriile atipice de oameni aflați offline care doresc să devină și ei participanți la viața online. Ce s-a întâmplat efectiv în această săptămână a competențelor digitale? Aș spune că săptămâna competențelor digitale e cea mai lungă din acest an, pentru că ea presupune activități la nivelul a circa 5 luni de zile. Din ianuarie până în finalul lunii mai au fost activități diverse care, spuneam mai devreme, au implicat participări la concursuri online, la conferințe, traininguri, vizite la sediile unor firme binecunoscute de IT și, de ce nu, la nivelul bibliotecilor din România, la o alfabetizare, de ce nu, și o familiarizare a publicului atipic cu tehnologia informației. Au fost și experiențe practice sau doar o informare asupra ce înseamnă mediul online? Au existat și experiențe practice, pentru că, până la urmă, alfabetizarea despre care vorbeam la nivelul bibliotecilor a însemnat pur și simplu primul acces la un calculator, pe de o parte. De asemenea, maratonul IT a presupus proiecte diverse de programare și care au fost extrem de interesante și de bine primite. Deci, partea practică a prevalat în cea mai mare măsură.